Astăzi, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, s-a aflat la mănăstirea Antonești din comuna Corbeni. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul și Dreptul Iov. În cuvântul rostit, ierarhul a amintit că avem datoria să ne îndreptăm viața prin renunțarea la păcate, având ca exemplu pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Primul virus din istoria omenirii, a creației, este neascultarea pe care a avut-o protopărinții noștri față de Dumnezeu și a continuat în istorie până în zilele noastre. Cu cât se mărește această neascultare față de Dumnezeu, această îndepărtare față de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu mărește frâiele. Noi așa vom scăpa de virusuri, de boli, de cutremure, de foc, de năvărirea altor neamuri asupra noastră, de război cel dintre noi, dacă ne oprim de la păcatele pe care le săvârșim. Pentru că Sfânta Scriptură, iată, strigă profetul Ezechiel, de ce să mor tu, poporul lui Dumnezeu? Întoarce-te și vei fi viu și vei trăi. Deci această întoarcere ne se adresează nouă tuturor, întoarcerea prin care Dumnezeu vrea să ne primească așa ca pe copiii lui cei binecuvântați. După cum va fi de valoroasă, de concentrată și de curată rugăciunea noastră către Dumnezeu, așa vom fi izbăviți de toate greutățile și de toate răutățile care vin asupra noastră. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este astăzi un important punct de pelerinaj pentru cei care traversează comuna Corbeni, fiind așezată foarte aproape de barajul Vidraru și de traseul montan Transfăgărășan.